Primăria Timișoara a plătit ultima tranșă a datoriei istorice a societății de termoficare către furnizorul EON. Prin achitarea sumei de peste 284.000 de lei se încheie o perioadă lungă în care datoriile către EON neplătite de ani de zile au fost achitate de municipalitate. Cazul este halucinant. În timp ce fosta administrație Robu făcea tot felul de chermeze pe bani publici, a tras țeapă companiei de gaz și n-a plătit facturile. Ani de zile? Nu o factură două. Nu le-au plătit nici măcar după ce Furnizorul de gaze a dat în judecată și a câștigat. În 2020, când am preluat mandatul, am negociat cu Eon și am ajuns la o înțelegere să plătim datoria în rate lunare. În total au fost peste 70 de milioane de lei. Azi am scăpat de datorie. A spus primarul Dominic Fritz, datoriile istorice ale Colterm se ridicau la peste 72 de milioane de lei, reprezentând facturile neplătite de societatea de termoficare încă din anul 2013. Primăria a reușit în anul 2021 să obțină eșalonarea acestei datorii în rate care au ajuns să însumeze aproape 3 milioane de lei pe lună. În acest sezon, societatea de termoficare a avut stocuri suficiente de cărbune și gaze naturale, asigurând fără probleme căldura și apa caldă pentru timp acordați la sistemul centralizat. În 2023, Primăria Municipiului Timișoara a acordat subvenții pentru abonații Colterm în valoare de 150 de milioane lei. Tot anul trecut, Primăria Municipiului Timișoara a înlocuit 29 de km de rețea secundară și primară și a modernizat 25 de puncte termice din oraș. Astfel se reduc pierderile în rețea, crește viteza de depistare și precizia localizării avarilor, se elimină mai mult de jumătate din avarile înregistrate pe rețelele secundare, și se reduc costurile de întreținere și exploatare a rețelelor. Prin aceste eforturi financiare considerabile, primăria municipiului Timișoara își reafirmă sprijinul major pe care îl acordă sistemului de termoficare centralizat al municipiului, transmit reprezentanții primăriei Timișoara.